Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Veronica Cibotar și vă prezint știrile pentru astăzi. A doua ediție a Zilei Diasporei a fost organizată cu mare faste în satul Pelenia. Mai multe detalii urmăriți în continuare. Mare sărbătoare în satul Pelenia, raionul Drochea. Locuitorii au celebrat cu mare fast a doua ediție a Zilei Diasporei. Evenimentul a adunat pelenieni de la mic la mare, care au avut parte de o zi plină de emoții pozitive și un program artistic inedit. Sunt foarte uimit că așa se poate face într-un sat. Tot timpul era ridicat nivelul de trai la oraș, dar în sat nu era prea bun venit. E foarte bine și e foarte frumos. Ei tot așteaptă să vii acasă, îți doriți de sat, de concerte. De... Și îi spun că e bine unii decembrie, tot îmi e bine la locul de acasă, în țara ta. Ei când ies ceva și ne sună de acolo. De-o fost cu vătările, v-a sunat, dis concertă, sună, întreabă cum e în sat, cum... Dumneavoastră aveți rude din diaspora? Da, e ca doi nepoți să ne acolo, tot cu familie, cu dată n-am, când au concediu. Foarte bine organizat, lume din sat se odihnește, se veselește. Mai multe ansambluri folclorice au recitat poezii, au interpretat cântece și au dansat. Toate acestea au fost dedicate Zilei Diasporei. Locuitorii și oaspeții satului au rămas plăcut surprinși de expoziția organizată în cadrul sărbătorii Pelenia în 100 de fotografii. Totodată, participanții la sărbătoare au avut posibilitatea de a gusta din bucatele tradiționale delicioase, printre care mamaliga de acasă, fasole și zeamă de pește. Toate acestea au fost preparate de gospodinele din sat, chiar în parcul central, unde și a avut loc evenimentul. Pentru sătieni care ăștia sunt plecați, noi pregătim bucate gustoase, măliguțe, fasolele și o supă, oare cum spune în popor, borș cu pește. Ziua Diasporei este organizată în fiecare an. Potrivit primarului localității, aceasta este o sărbătoare a unirii și bunei voințe. Scopul acestei sărbători este sărbătorirea, este ziua Diasporei, ziua celor ziua pelenienilor de pretutindeni. Ne mândrim că pelenienii, oriunde nu s-ar afla, nu uită de baștina lor, ceea ce, după cum vedeți, s-a demonstrat că nu se uită și sunt gata să vină în ajutor cu un sfat, cu o muncă, cu un ban care își cum poate să ajute ca să dezvolte localitatea. În cadrul Zilei Diasporei, care a avut loc în satul Pelenia, raionul Drochea, au fost premiați cei mai activi băștinași. Sărbătoarea a culminat cu Hora Unirii a satului. Fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a efectuat o vizită de lucru în orașul Căușeni. Care a fost scopul acestei vizite, urmăriți în continuare. La data de 24 august se împlinesc 73 de ani de la operațiunea Iași-Chișinău, urma cărei armata sovietică a reocupat teritoriul dintre Prut și Nistru. În urma confruntărilor consemnate în istorie ca operațiunea Iași-Chișinău și-au pierdut viața 10.000 de ostași din ambele tabere. Cu această ocazie, duminică la Căușeni, politicieni, veterani, dar și oameni simpli i-au comemorat pe eroi căzuți pe câmpul de luptă. Duminică dimineața, membrii Partidului Comunist în frunte cu Vladimir Voronin au depus flori la memorialul de la Căușeni. Cei care au soveste, cei care au memorie, cei care cunosc istoria, cei care au avut de suferit, adică părinților, străbunei, toți ceilalți, toate lucrurile comemorizează această evenimente, aceste zile a victoriei. Și nu numai în 9 mai, dar și întotdeauna aș amintesc de acele suferințe, de acele pierderi.
Ulterior, evenimentele s-au derulat la Liceul Teoretic Alexandru Pușkin, unde a fost instalată o placă comemorativă pe peretele instituției. Aici, ex-președintele țării a fost întâmpinat cu pâine și sare. Bine ați venit! Хочу сказать, что у этой плиты есть своя история, она 30-летие освобождения. Но она была на стене кинотеатра «Приир», который есть в центре, напротив мемориала «Слава». Но он подвергся отчуждению, здание пошло в ремонт и эту плиту сняли. Спасибо всем тем, которые участвовали для сохранения этой плиты, ее восстановления, реставрации. И не случайно было принято решение эту плиту принести именно к лицею Пушкина, так как именно здесь начало той истории, которая показывает экспонаты музея, которые остаются его открыть после реконструкции. În aceeași zi, fostul președinte al țării a participat la redeschiderea după reparație capitală a Muzeului de Istorie de la Liceul Pușkin din Căușeni, unde oficialul a fost informat despre exponatele existente aici și valoarea istorică a acestora. Naș muzei restaurirului. Он был сделан так, как вам сказать, в застывшем состоянии. Значит, наш музей был открыт в 1973 году, и многими поколениями учащихся, у педагогов, родителей и жителей города по крупицам собирались экспонаты этого музея. Значит, были вложены деньги на реконструкцию этого музея. В течение года мы этот музей реконструировали. И сегодня у нас открытие музея. Мы его открываем для того, чтобы дети могли изучать историю. Здесь будут с нового учебного года проводиться экскурсии, классные часы, уроки истории и другие уроки, которые связаны с исторической темой. Majoritatea celor prezenți la eveniment au fost vorbitori de limbă rusă, care afirmă că evenimentele istorice nu trebuie uitate. Я сама из Копанки. Мы всегда нашу Копанку освободили 12 апреля, и мы всегда в этот день празднуем освобождение села. Всегда. И в 90-х годах, и до 90-х. У нас в школе, я тоже учительница, у нас в школе создан парк 60-летия Победы, 11 лет уже. Vă reamintim că operațiunea Iași-Chișinău a cuprins luptele dintre armata sovietică și forțele aliate germano-române de la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie 1944, sfârșindu-se cu pierderi de ambele părți și modificarea liniei frontului, dar și ieșirea României din război și trecerea de parte aliaților antifasciști. День освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков для нас, воинов-афганцев, знаменательный. Дата. Мы, как афганцы, получили знамя победы от ветеранов Великой Отечественной войны и несем это знамя и будем нести его до самых последних дней нашей жизни. Operațiunea Iași-Chișinău, cunoscută în literatura de specialitate și ca bătălia pentru România, a avut urmări grave și a schimbat cursul istoriei contemporane. În urma acesteia, trupele germane au suferit pierderi foarte mari, cel puțin 200.000 de soldați, în timp ce sovieticii au pierdut foarte puțini soldați într-o ofensivă de asemenea amploare. Amenințarea înaintării sovietice spre Iugoslavia a determinat Germania să-și retragă armatele din Grecia și Iugoslavia pentru a le salva de primejdea unei încercuiri de proporții. Эта память останется, как говорится, на века. Ну, чтобы наше поколение будущее видело, что происходило, какая была история, какая была война жестокая, какие времена были тяжелые. И вот это вот все сохранится вот в этом музее для поколений.
La nivel politic, ofensiva a precipitat acțiunea regelui Mihai de înlăturare de la puterea mareșalului Antonescu și de scoaterea țării din axă. Aproape imediat după momentul 23 august 1944, între români și foști aliați germani și unguri a izbucnit războiul pentru eliberarea teritoriului cedat Ungariei după dictatul de la Viena din 1940. Istoria este istorie, nu ștergi, nu ignorezi. Ea este istoria neamului nostru, este istoria părinților noștri, este istoria noastră. Îmbrăcați uniforme militare, elevii liceului rus spun că este o onoare pentru ei prezența acestor oaspeți și instalarea plăcii comemorative pe peretele instituției. Честь и память для нас. Что мы считаем, что это праздник всей страны, как бы если бы мы не победили, то нас бы тут не было. Мы должны праздновать этот праздник в школе, чтобы все знали, что сделали для нас другие и чтить их память. Evenimentele de la liceul Alexandru Pușkin din Căușeni s-au încheiat cu prezentarea mai multor numere artistice. 7 voluntari din Nisporeni au muncit cu zor pentru a da culoare grădiniței Povestea din localitate. Mai multe detalii aflați de la colegii noștri. Au petrecut câteva zile la grădiniță. Este vorba de 7 voluntari din Nisporeni care au muncit pentru a da culoare grădiniței Povestea din localitate. Picturile întruchipează personaje îndrăgite din desenele animate. Este extrem de bucurător faptul că noi am reușit să realizăm ceea ce ne-am propus și mai exact inițiativa administrației grădiniții, cea de a colora aceste voișoare și de a le reda o nouă viață. Iar toate acestea nu ar fi fost posibile fără de ajutor voluntarilor de la noua generație, iar ținem de și desigur și alți voluntari și tineri talentați, cum ar fi Vlad Mătăsari și Tudor Vlas, și ne-au ajutat și ne-au îndrumat în toate. Vreau să aduc mari mulțumiri doamnei directoare Tatiana Cociu pentru inițiativele impresionante care mereu ne bucură copiii și atât copiii cât și părinții. De aceea vreau să aducem mulțumiri grupului de voluntari care au muncit pentru bucuria copiilor noștri. Mulțumim, spunem de asemenea, și domnului Iure Cărbunie, care a contribuit financiar și material la bucuria copiilor. Proiectul care a luat inițiativa acum va fi important pentru părinții cât și copiii, deoarece copiii vin cu o plăcere la grădiniță și dimineața e mult mai ușor pentru ei ca să intre în atmosfera grădiniței. Directoarea grădiniței Povestea, Tatiana Cociu, a rămas și ea entuziasmată de acest proiect. Ea își dorește ca și peste ani aceste lucrări să dăinuiască, astfel încât și alte generații să se poată mândri cu aceste opere. Copiii din mici au dreptul să crească fericiți și sănătoși. Asta facem noi la grădinița Povestea. Pe tot parcursul anilor am schimbat lucrurile spre bine și continuăm, fiindcă mai avem încă multe de făcut. Vreau să mulțumesc voluntarilor care au dat culoare foișoarelor de pe teritoriul grădiniței și împreună am reușit să aducem imagini de la care copiii au de învățat și care o să bucure copiii. Picturile care întruchipează personaje dragi din desenele animate sunt un cadou al unui agent economic din Nisporeni pentru generațiile de copii care își încep educația în acest loc. Chiar dacă suntem în era globalizării, sunt tineri care reușesc să facă față provocărilor mileniului cu demnitate, trăind fiecare zi cu arta frumosului și promovând cultura. Despre ce este vorba, urmăriți imediat! În era globalizării, când piața abundă în tehnologii și gadgeturi, mulți tineri par a fi acaparați de tendințele secolului, uitând despre importanța valorilor spirituale și culturale. Noi însă am reușit să găsim pe cei care vin să contrazică această teorie. Ei sunt tinerii care reușesc să facă față provocărilor mileniului cu demnitate, trăind zilnic în armonie cu arta frumosului și promovând cultura. Așa am venit eu pe lumea asta, cu drag de artă, cu drag de teatru în mod special, și asta fac și mulțumesc lui Dumnezeu că mă oferă posibilitatea să fac ceea ce îmi place. Sunt setoasă întotdeauna de ceea ce fac și dacă aș putea, aș face și mai mult și m-aș împărtăși cu această experiență, cu oamenii
dragi mie, cu oamenii care vor să facă artă, care vor să facă ceva frumos pentru oameni pe acest pământ. Asta este misiunea noastră. Arta este dăruirea de sine oamenilor, este convinsă tânăra regizoare și actriță Daniela Burlaca. Fiind pasionată de teatru acum câțiva ani, împreună cu o echipă entuziasmată și dornică de a promova frumosul, au fondat teatrul Studio Geneza Art, care astăzi se regăsește în lista preferatelor pentru tinerii din capitală. Combinarea armonioasă a clasicului cu modernul, prezentarea subiectelor importante și sofisticate într-o manieră diferită, prietenoasă publicului contemporan, este acea abordare inovativă care se aplică în piesele tinerei regizoare. Lumea de la o vreme e cumva mai flămândă de arta teatrală, poate pentru că foarte multe lucruri sunt superficiale, pentru că avem de toate, pentru că nu ne mai uimește nimic și poate aici momentul ăsta viu încearcă să-i sensibilizeze cumva altfel. Îmi propun, în calitate de regizor tânăr, să îi motivez prin texte clasice pe care să le aduc pe platou, printr-o expunere de moment, așa cum se trăiește acum, să fie autentic. Tam, Mariana, mântile, tam, jos! Este singura meserie care o fac din plăcere și vin de fiecare dată la teatru cu inima deschisă pentru fiecare spectator și pentru fiecare spectacol. Am vrut să vin în teatru pentru că pot să joc mai multe roluri, mai multe vieți, să încerc diferite situații de viață care, cel puțin, nu știu, eu n-aș fi încercat să le pun în viața mea. Pentru tânărul actor Mihai Bordian, teatrul este nu doar o artă de suflet pe care a îndrăgit-o la prima vedere, dar și o activitate surpriză care te captivează zilnic, te ține mereu curios și îți permite să descoperi dimensiuni la care nici nu te-ai gândit vreodată. De asta el nu obosește să îndemne tinerii să meargă la spectacole, să se inspire și să-și descopere propriile dimensiuni. Să vină la teatru pentru că deschide inima, deschide sufletul și gândirea. Asta e cel mai mare mesaj pe care aș vrea să-l transmit. În pofida multitudinii disputelor, astăzi mulți tineri din Republica Moldova nu doar sunt interesați de cultură, dar și profesează în diverse domenii parte din familia artei. A transforma plăcerea sufletului într-o meserie de viață este o adevărată maestrie care se deprinde prin multă muncă, perseverență, dar și talent. Valentin Golovatiuc este tânărul care a ales să facă muzică folclorică. El ne-a povestit că observă zilnic o evoluție a acestui domeniu și un interes din partea publicului care sporește cu fiecare concert. Noi abordăm doar muzica autentică și asta este rezultatul expedițiilor folclorice. Chiar și eu am avut ocazia să merg într-o expediție folclorică în 2015 și am înțeles ce înseamnă să mergi de la informator, să bazi de la parte la parte și să ajungi la sufletul informatorului, să-ți cânte și el un cântec foarte vechi pe care nu l-a auzit la radio sau în altă parte, pe care el a cântat maică sa sau bunică sa încă în perioada postbelică sau poate chiar interbelică. Muzica populară este prin ce noi ne dăinuim, prin ce noi ne caracterizăm ca popor. Cultura și arta sunt acele elemente care ne colorează viețile și conferă un sens măreț existenței noastre ca națiune, popor, dar și fiecăruia dintre noi ca individ separat. Doar valorificând și promovând cultura ne putem lărgi mințile și spiritele. Începând cu luna iunie 2017, angajații Inspectoratului de Poliție Floreș, potrivit conceptului aprobat Poliția în stradă, au realizat măsuri de sensibilizare și informare, cu scopul de a îmbunătăți dialogul cu cetățenii și a schimba abordarea tradițională în prestarea serviciilor poliției. Inspectoratului de Poliție Floreș acționează în cadrul practicii Poliția în stradă pentru a preveni fenomenul infracțional și a asigura un climat de siguranță publică în comunitate. În același timp, angajații
și poliției îndeamnă cetățenii, în special membrii sectoarelor supraveghere de vecinătate, de a fi activi și de a comunica poliției despre apariția unor persoane cu comportament suspect sau inadecvat. Ofițeri de investigație, agenți de patrulare, dar și ofițeri de sector au mers în diferite localități, unde au discutat cu membrii familiilor pentru a identifica problemele cu care se confruntă. Au fost vizitați agresorii familiali și minorii delinvenți aflați în vizorul poliției, posesori ai armelor de foc. Nu este deținător de arme de vânătoare, deci pentru a evita cazuri, incidente diferite, sunt și cazuri de omoruri, Doamne ferește, sunt și cazuri de încălcare regulii de păstrare a armei de vânătoare. Deci la dumnealui s-a verificat să fie armele erau păstrate conform instrucțiunii. Cetățenii afirmă că sunt mulțumiți de serviciul poliției și acțiunile date au scop binevenit. Creează intens și fiecare, mă rog, și apără și lucru și cinstea și să apere dreptul omului. În acțiunea dată au fost implicați peste 100 polițiști. În 25 de localități a raionului Florești deja s-a desfășurat acțiunea Poliția în stradă și urmează a fi petrecute acțiuni. În cadrul concursului fotografic Comunitatea Altfel, Ungheni în obiectivul tinerilor. În viziunea acestora, orașul are nevoie de unele schimbări estetice. Mai multe detalii aflați în reportajul ce urmează. Comunitatea Altfel, Ungheni în obiectivul tinerilor este genericul concursului fotografic inițiat de Consiliul Local al Tinerilor, la care au participat 7 tineri din Ungheni care și-au dorit un oraș mai modern. Folosind diferite aplicații de procesare grafică, elevii participanți în concurs au transformat unele locuri din oraș care au degradat pe parcursul anilor în proiecte modernizate. Consider că orașul nostru nu are destule librării, destule locații care putem să procurăm cărți. Am ales această imagine deoarece pe fundalul acestei se află Palatul Culturii și cum vedem pe prima imagine, imaginea originală, este un loc destul care nu arată destul de bine. Tavuzul reprezintă o carte de vizită a orașului. Totuși, ideea de bază era că doar împreună vom putea locul unde trăim. Deși organizatorii spun că nu a fost ușor de selectat tineri pentru concursul dat, în cele din urmă aceștia s-au arătat interesați să se implice în soluționarea problemelor comunității. A fost un pic cam complicat pentru tineri ca să participe la acest proiect, fiindcă, cum se cunoaște, este o slabă participare în rândul tinerilor la activitățile comunitare și am avut nevoie de un pic de timp ca să-i stimulăm să încerce să facă ceva pentru comunitatea din care ei fac parte. Dar până la final au fost deschiși și au încercat să aducă o schimbare pentru orașul din care fac parte. Aceste inițiative vin cu scopul de a sensibiliza și de a informa oamenii că pot să tinerii și toată comunitatea, că pot să participe, fiecare idee este binevenită. În Chișinău încă nu este valorificat la maxim potențialul tinerilor și, de fapt, încă avem ce lucrat și noi și este ce lucrat și în Ungheni și în multe, multe alte localități și, de fapt, tinerii pot schimba și pot face mult mai multe lucruri decât ei cred. La rândul lor, autoritățile locale spun că toate proiectele prezentate de tineri sunt realizabile, doar că este necesar de identificat fonduri. Cu siguranță toate proiectele sunt realizabile. O bună parte dintre proiecte deja sunt pe cale de a fi implementate. O bună parte dintre ele ar putea fi implementate, poate chiar în Parcul Central, unde cu toți știm, avem un spațiu foarte mare, unde pot fi regăsite toate proiectele și ideile care au venit tinerii astăzi. Sunt proiecte care nu necesită o sumă foarte mare de bani, sunt unele proiecte care pot fi implementate cu ajutorul agenților economici din teritoriu. O bună parte ar putea fi implementate din bazii, din bugetul local, dar altele din proiectele care pot fi atrase din fonduri locale, naționale și chiar europene. Conform deciziei jurului, câștigătoarea concursului a devenit Svetlana Jovnir, care în proiectul său a prezentat o platformă modernă pentru amatorii de role și skateboard, precum și pentru bicicliști. Din partea organizatorilor, tânăra a primit diplome și un premiu bănesc de 1000 de lei. Doamnelor, domnilor, știrile TV Drochia se încheie aici. La revedere, rămâneți în continuare alături de noi!